E foarte interesant faptul că de această dată, nici mă refer aici la PMP și Pro-România, nici Traian Băsescu și nici Victor Ponta nu au mai reușit să fie locomotive electorale pentru partidele lor. Cum știam că se întâmplă de obicei. Traian Băsescu era cel care aducea voturile în PMP, la fel cum Victor Ponta aducea voturile pentru Pro-România. E adevărat, dar ei în momentul de față nu mai reprezentau niște opțiuni viabile pentru, măcar în raport cu ce poziții politice au ocupat la un moment dat. Da, una este să candideze Traian Băsescu la primăria Bucureștiului, la președinție, una este să candideze Victor Ponta la președinție, la o altă funcție importantă. În ultimă instanță, ei cumva o bună parte a ultimei perioade au fost în realitate chiar deasupra acestor partide pe care au încercat să le păstorească. Sunt partide constituite până la urmă din voința lor și în jurul lor. Chiar dacă au fost momente în care partidul a părut că are un procent mai bun decât ei. De altfel, indicatorii ăștia sunt și greu de comparat, pentru că de obicei când nu avem alegeri vorbim la personalități politice despre indicatori de încredere, în timp ce la partide despre opțiune de vot. Acum, între opțiunea de vot și chiar să te duci să votezi într-un context real de alegeri partidul respectiv, e o cale destul de lungă. Și de la un punct încolo, publicul nu a mai cumpărat, între ghilimele, aceste proiecte politice. Pentru că, indiferent dacă ai în continuare un tip de simpatie sau de respect față de un lider politic, totuși partidele acestea, mă rog, sunt și ele compuse cum sunt compuse. Și în spatele liderului respectiv și în spatele unor persoane mai cunoscute, mai vechi, care au ajuns acolo din diverse motive, că s-au certat cu PNR-ul, că s-au certat cu PSD-ul, că am văzut cum se ajunge până la urmă într-o asemenea construcție, sunt și foarte mulți alți oameni care trebuie să umple acele liste, da? Pentru că trebuie să ai candidați în fiecare județ și așa mai departe, și pe care publicul nu mai este dispus să-i vadă trași de locomotiva respectivă despre care vorbim. Mai ales că proiectul acelei locomotive nu mai este viabil. Și aici cazul tipic, cazul Traian Băsescu, e vorba de, spun, politicianul care practic e cumva pe finalul carierei politice. În cazul lui Victor Ponta, pur și simplu proiectul Victor Ponta prim-ministru nu a mai fost credibil pentru electoratul.